E ca punem ce să știi. Voi și ați mai schimbat aici. Interviuri cu luna. Dar și cauți tu după gratii, eu nu înțeleg. Mă închis bandiță. Da? Dar n-am spus fără nicăieri. Vă informez, în clipa asta am început emisia. De 18 ani avem armată națională, dar în care, spre deosebire de majoritatea statelor europene și spre deosebire de cam toate statele membre UE, la noi armata e obligatorie. Adică tânărul a ajuns la 18 ani, venit, luat cu arcanul de acasă, băgat în trupele militare și făcut om, făcut mujic, cum se lăuda ieri ministrul civil al armatei Vrabie, și azi se lăuda că soldații sunt tare mândri, că e o școală a bărbăției și tot așa. Întrebarea noastră pentru societate și pentru noi, cetățenii acestui stat care plătesc impozite și care întrețin Ministerul Apărării, îmi pare că vreo 3% din buget, întrebarea noastră e, avem nevoie de armată? Cât timp statul și așa rămâne dezintegrat? Cât timp... Cu armata de ocupație? Cu armata de ocupație în stânga Nistrului și... Avem atâtea cazuri de dedovșină în armata moldovenească care parcă n-are nicio legătură cu tradițiile militare rusești sovietice și cu un buget foarte auster, că suntem cea mai săracă țară din Europa. Și cu prevederea constituțională că suntem stat neutru, deci teoretic nu avem de certat, de concurat, de bătut cu nimeni, deci trebuie să plătim 3% din buget, să întreținem 10.000 de militari, inclusiv ofițeri și toate cerecuri din asta. Și în plus mai există și aspectul moral și al drepturilor omului, că cetățeanul ăsta e luat din societate pentru un an de zile, impus să trezească la 5 dimineața, să asculte ordinele unui cetățean ca el, dar care nu știu de ce are drept de decizie asupra vieții, ritmului lui de viață, a libertății lui, că soldatul băgat în unitate nu mai are voie să iasă, nu mai ai voie să dispună de timpul lui liber, de timpul lui... De viața lui, deci la pușcării, pe un an de zile. Am făcut o acțiune publică pe 3 septembrie, îmi pare că cu vreo 2 ani în urmă, când încă era posibilă protestarea în stradă, pentru că de anul trecut noi am renunțat la proteste, Hyde Park-ul simțindu-se hărțuit, hăituit și speriat de alte trupe organizate, militarizate ale statului, de MAIE, a renunțat la protestele stradale, dar cu 2 ani în urmă am pichetat Ministerul Apărării, tot pe 3 septembrie, atunci eram cu ministrul Pleșca, tot civil și acela, un fost deputat de la Bragheș care a cerut azil politic în Occident că e persecutat comunist, după aceea se întoarce în țară și îl fac ministru al apărării. Deci vă dați seama cât e de liber și el. L-am întrebat ieri la Ministerul Apărării pe nou ministru, dar deja demisionar, Vrabie, l-am întrebat când o să ne facem și noi europeni și o să adoptăm standardele NATO să eliminăm armata obligatorie. El s-a făcut sau că nu înțelege întrebarea mea sau că nu a auzit-o. Și au început să bată câmpii despre cât de încântață sunt băieții că vor să facă armată, că e de fapt un fel de concurs ca să intre la armată acolo. Și că dacă vreți, iată, ești serviciu de alternativă. Eu am făcut serviciu de alternativă, am plătit 2 ani un sfert din salariul meu la stat, obligat fiind să lucrez la construcții sau în alte servicii din astea plăcute statului ca să te umilească și să te exploateze. Și nu consider că asta e o alternativă, că e o salvare, dacă ai convingeri pacifiste sau dacă confesiunea, biserica de care aparții, nu-ți dă voie să faci armata. Mi se pare și serviciul de alternativă, o formă legalizată, instituționalizată de sclavagism, de exploatarea omului fără niciun motiv, fără nicio explicație, fără niciun suport juridic. Deci, propunerea Hyde Park-ului a fost ca să fie anulată armata obligatorie. O trecut 2 ani de atunci, s-a înnoit componența Hyde Park-ului. O venit, iată, la ședința, la discuția de azi și nemembrii Hyde Park. Voi ce părere aveți? În primul rând, care este menirea destinației armatei? Armata este destinată a menține statul, deci a păzi frontierele, prima, doi, a apăra poporul, da? În caz de necesitate. Și iată, de aici și pornim noi. De cine să ne apărăm? La est, la est Ucraina, la vest frați români. Ucrainenii tot sunt frați. Populația Moldovei între Prutul și Nistru, de fapt, este înrudită și cu cei de peste Prut și cu cei de peste Nistru. Așa e? Așa e. Noi dușmani nu avem. Din la sud de Marea Neagră, Turcia e foarte departe și ea nu este agresoară. E membra NATO. Dar Hyde Park ce?
Deci, pericol extern. Iată primul răspuns vine de la sine. Cred că acest spațiu are nevoie de o singură unitate care s-ar numi antiteră, da? De exemplu. Și pentru cazuri de calamități naturale. Deci acest grup, această unitate militară, mai degrabă a fi logistica sau eu știu de logistică, de fapt asta tot protecția antiaeriană, ea trebuie să fie înregimentată deja în structurile europene, iarăși bloc acesta NATO. Noi nu avem, nu putem fugi de la aceasta nici dar într-un caz. Dar nu văd rostul, nici în NATO, nici în... Nu, spațiul nu poate rămâne neprotejat, necontrolat în genere. Noi atât de protejat suntem, de o parte ne protejează NATO, de altă parte Rusia, ca să nu pierdă... Mai ales spațiul aerian, mai ales spațiul aerian. Dar eu chiar acum am o problemă cu fratele meu, care de asta și rămâne psihotare și nu se întoarce în țară, a prezentat toate dovezile, cu toate acestea îi caută ca să-l iei, au insistat, au venit acasă ca să-l iei în armată. În schimb, mulți capi de armată plătind la comisariat ca să-i declare inapți. Și se plângă ăștia, sunt foarte mulți tineri inapți, lasă că știm noi cum unde ajung banii tinerilor celor la inapți. Și iată pe alții care într-adevăr nu sunt capabili. Fizic, îi iau la armată. Sau, în caz de la noi din Mahala, este un tânăr care locuia singur acasă, mama lor plecat peste hotare, fără alt părinte, tatăl l-a decedat, și el întreținea un minor, de fapt ambii minori, fata, sora lui, care avea 17 ani, și un copil de 4 ani rămas acasă. El era cel stăpân acasă și nici l-a luat la armată. Și a satisfăcut serviciul militar și a lăsat... Fata aia de 17 ani, care făcea școală, clasa 11, cu un copil de 4 ani. Pentru că asta este moftul... Eu, sincer, eram într-o zi hotărât să creez un ONG pacifist și să dau în stânga și în dreapta certificate de membri ai ONG-ului ăstia și să promovez pacifismul ca să scutez tineri cât mai mulți de armată. Tocmai am vrut să spun, eu nu acuz pe aceștia tineri, fiindcă iarăși revenim de la ce am pornit noi. Care e necesitatea, utilitatea? Eu pentru optimizarea, pentru să fie salarizat militarul celor stimulat, da, îi se oferă ceva, el știi, chiar dacă în caz pierde ceva sănătate sau chiar deces, părinții sunt ajutați să te treziți. Dacă tânărul acesta s-a înrolat, el este salarizat și cazat și lui se oferă și spațiul de, după ce încheie serviciul militar și spațiul de locuit, că el, na, e om și el creează familia. Când statul are grijă, atunci eu merg la risc. Știu că fie că pierd sănătatea, fie că pot să pierd și viața, da, la datorie, știu că statul are grijă din populație, are grijă de mine. Adică care erau argumentele? Nu prea aveau argumente. Cheltuieli, 8 din 10 tineri nu sunt apți pentru serviciu militar, nu știu de ce... Conform datelor lor. Conform datelor lor. Și iese din acele 2% care sunt apți și așa ies vai de capul unor copii care nu poate să-și permit, care mama nu poate să-i permite să-i plătească, cum îl cheam pe ăsta, care recrutează. Da, să-l scotească cumva de armată și fac numai copii. Dar în ce context s-a spus Voronin asta? Într-o emisiune la înainte, într-o dezbatere cu prezidentul. Și l-a spus că nu avem nevoie. Că nu avem nevoie și ar trebui de revăzut ideea de a face armata angajată sau prin contract. Dar când era asta? Chiar asta, la sigur am văzut. Nu mai țin minte exact data, dar... Eu astăzi în discuțiile la depuneri de flori am vorbit cu oficialii ăștia, cu, cum se numesc, ofițerii. Și ofițerii zic că, da, noi știm de propunerea președintelui de a schimba forma de organizare a militării, dar nu suntem de acord cu el și am încercat să-mi explici, pentru că decât ar încerca să ne dezintegreze, mai bine ne-ar procura, pentru că în ultimii ani nu ne-au procurat nici un glonte măcar. 7 aprilie, țineți minte că n-au scos niște copii și-au pus în prima linie, el dădea la o parte, uitați, se întâmplă cu zboară pietre. El are idei de apărare. Și eu sunt termen, nici nu erau măcar polițiști sau trupe speciale. Niște copii i-au scos ca carne de... Și el se uita sărmanul și se întâmplă în stradă, că vineau piatră drept în cap. Și asta este un caz foarte relevant. Băi, prin ce ai scos tu copiii ăștia și ai pus în stradă? Asta e apărarea sau menținerea ordinii publice. Dacă ăsta e motivul sau...
pentru ce au fost ei aduși acolo, mai bine ne dezâșim de astfel de apărare și de astfel de armată. Da, dar eu cred că noi oricum avem nevoie de... Dar de... în același timp, ministerul putea să motiveze că dacă trecem la armata pe contract, că n-ar veni destui copii să vină în armată. Și atunci asta ar motiva ei. Depinde cum ar plăti? Da, dar și-ar spune că n-ar fi de ajuns, că la încestățile Moldovei, la de superputere mondială, avem nevoie de mii și mii. Dar în prința astăzi, poate dat un exemplu de peste Atlantic, cum e în state. La ei fiind voluntari și anume cei care intră pe contract, rezolvă problema foarte ușor. Pentru băieții care vor să facă armata, ei le plătesc sule superioare. Deci le plătesc sule superioare, automat ies cu un anumit grad și după aia sunt obligați într-un termen de 3-5, în dependență de forțe navale, aeriene și așa mai departe, se vadă unde se profilează. Ies, nu știu, sergent sau nu știu cu ce grade ies, dar în fine, dar și învățământ de calitate, facultatea la care ei și-o aleg, deci și-o aleg ei facultatea, armata le-a cheltuit toate studiile și prin contract sunt obligați să... Și în termenul cât își fac serviciu militar, au voie să zboare cu avionul, aviația lor. În orice punct al unii zboară avioanele lor. Și ai noștri au facilități. Și în Moldova. Cu ce? Le dau drumul acasă? Da. Nici uniformă măcar nu le dau. Tu ai văzut cum ajung soldații acasă? Nu? Vine mama cu haine, la poartă, se dezbracă, întoarce uniformă înapoi și duce acasă haine civile. Glumești? Nu glumesc. Prima jumătate de an, tot timpul se plângea, tata, mama, aduceți-vă mâncare că mor de foame aici. Voronicu Avoisca. Și noi, în fiecare duminică, torbele și în ce unitatea militară duceam... supliment, da, acest de hrană. Și ce lucru urât am observat acolo, că cei care cu termen mai mare de serviciu militar îi obligau mâncarea cei care o primea să le ducă lor, cel care are deja peste un an, care are 2 ani de zile. Acum nu este 2 ani, dar atunci era un an jumate. Deci, îi lua mâncare, ce e practic. Vreau să-ți completez. Acum recent Voron a declarat într-un interviu că perioada când mama vine cu avoisca la armatul trecut, acum este mâncare destul. Acum da. Societatea, ONG-urile, pe domeniul drepturilor omului, mai ales, ar trebui, cred că, să pun accent aici, să urmărească. Deci, să nu rămână și această parte a vieții societății, cum este poliția, militarie, dar să nu rămână nesupravegheată de societatea civilă. Ei vor avea nevoie să-și mențină autoritatea și să mențină puterea în mâinile sale. Doar cu miliția noastră, mult stimată, nu poți face. Trebuie să ai trupi de carabinieri. Și atâta timp cât vor fi ei la guvernare, vor avea nevoie de armată pentru a-și păzi de cetățeni într-un fel. Pentru că nu mai este. Armata Națională e mai mult ca să-și apere conducătorii statului. Conducătorii statului sunt apărați de cetățenii statului care i-au ales. E foarte banal, dar e real. Hai că eu am o propunere acum. Ce-ar fi ca statul nostru să lăsăm armată cu atâția militari cât o să ne trebuiască viitori polițiști și să-i instruiască bine acolo cât fac ei armata, fie prin contract să le plătească statul, după care să le dea serviciu în poliție. Și o să fie bine instruiți, cunoască legile. Bun. Avem plan de încorporare în armată. 2300 din zona asta, 3400 din zona aceea și tot așa. Bă, dar ce ăștia să pui de prăsilă, să oi curnute, vite, trebuie... Sfinte, exact iepuri de pe câmp care i-ai prins și ai reușit să-i prins și-i aduci în armată. Exact cu arcanul i-ai aduci. Cum? Cât de efectiv? Cum sunt cheltuiți banii publici? Cât de optim sunt cheltuiți ele? Și Olegul a abordat problema că problema coruperii acestea. Corupere pasivă, da? Așa, inocent, dăruim ceasuri, dăruim nu știu ce acolo. În public se face și presa filmează aceasta și... Și acceptă, primește. Da, și servește șampania împreună acolo și acceptă. Păi așa, din aceste pași mici de corupere, crește corupția în euro cel mare. Corupția cea mare crește. Nu e problema asta, am pus-o mai timp. E grav ce sunt. Când am vorbit despre faptul că Ministerul de Interne ne dă niște filmări pe sticuri și noi le băgăm ca știri...
adevărate. Noi niciodată, noi punem la îndoială, după, mai ales după experiența noastră, noi punem la îndoială calitatea lor, cum au fost filmate, în ce condiții, cât de adevărate, poate l-au impus pe omul și ăla cu fața la pereți și el l-a recunoscut că o fura găină, dar poate nici nu el, dar poate nici nu a furat. Și noi, ziariștii, le dăm ca fiind veridici. De la MAI. Și noi, acolo e scris în sus, imagini MAI. Încă le bagă sigla, imagini MAI. Și noi le dăm ca adevărate. Atunci, și calitate vorbim. Că luăm ceasul. Noi luăm ceasul. Ei, în general, nu înțeleg ce e asta armat și ce înseamnă armă. Ei s-au dus pentru că nanu cu mătru și nu știu care a lui lucrează în poliție și poate să o ție că se intre acolo. Și majoritatea care vin în poliție, dumneiei zice că au patologii psihice, chiar patologii, nu neapărat tulburări de comportament sau nu știu ce. Majoritatea care vin. Și când ea se duce și spune asta șefului, uite, odată, două ori, refuză și a spune, ei, înțelește, este idemie și tot oricum trebuie să treacă. Sau și mai rău când sunt alți funcționari, chiar psihologi, care rezolvă testul de IQ în locul celui care vine aici. Majoritatea vin de la sati care n-au nici treabă, nici nu cunosc ce e asta armă și nici IQ nu-i ridicat. Acum, Gicule, sunt 22 online. Da? Prima dezbatere transmisă în direct a Hyde Parkului pe site-ul Curaj, putem zice că ai reușit dacă se termină acum bateriile sau se întrerupe comunicarea și oamenii nu o să mai poată nici să ne vadă, nici să ne audă. Chiar dacă se întâmplă asta, putem zice că ai reușit și ne apropiem de adevăr, oamenii să manifestă interes. Hai în partea a doua, în ora a doua, cât o reușit să mai vorbim, să ne gândim ce am putea face ca să schimbăm societatea. Tocmai am vrut să propun. Ca să schimbăm atitudinea noii guvernări, a vechilor guvernări, a oamenilor care acceptă chestia asta și prin acceptarea lor sunt complici, sunt autori acestei fere de legi, astfel de cazuri să le mediatizăm, sensibilizăm societatea și factorii de decizii și să determinăm renunțarea la armata obligatorie sau măcar democratizarea, transparentizarea acestui serviciu militar ca să fie cât mai puține victime, cât mai puțină lume nefericită din cauza armatei. Propuneri concrete. Cel mai grav e că se discriminează bărbații și femeile rămân pe din afară. Un caz că se restructurează. Ce propuneri au ei? Să vorbim cu colectivul de ofițeri. Și lucrurile astea să le postăm cumva pe internet. Să vedem, poate ei au soluții mult mai bune decât vedem noi lucrurile din interior. Poate ei au propuneri... Noi cam din exterior le vedem. Bun, dar eu vreau să văd și părerea lor. Și atunci, poate ei au părere de restructurare. Poate ei sunt de acord să se angajeze tot ei pe contract. Să reformuleze cumva sau să restructureze armata și ei sunt de acord și prin intermediul lor să facem o presiune asupra noi guvernări. Uite, și ofițerii din armată sunt de acord cu niște lucruri. Ce? Eu am observat că apucăturile acestea rele care se întâmplă aici sunt practic răspândite din armata rusească către URSS, așa era, și acum în Rusie la fel. Și eu modele de acolo preiau leit, înțelegi, 100% și le implementează aici. Eu sunt sigur din cei care au făcut armata sau care se pregătesc să-ți fac serviciu militar, intră pe internet și ar putea să se expună. Sau comunică cu militarii. Sau comunică cu militarii și ar putea indirect să vină ei cu cazuri reale pe care le cunosc ei. Și dacă hai să începem tot de la școală, pentru că de ce să nu vii organizațiile astea de drepturile omului ale noastre, organizațiile de juriști care consumă granturi pentru nu știu ce acolo, să meargă la clasa 9, la băieții de clasa 9, la băieții de clasa 12, să informeze care sunt drepturile lor. Ca ființă umane, ca da. Ca ființă umane. Nu uite atunci când intră în unitatea militară. Da, da. Asta eu cred că ar fi un lucru perfect, să meargă juriștii acolo să informeze. Și atunci tânărul care o să meargă la armată nu o să mai stea cu capul plecat în jos, că lui așa i-o dictat generalul. Nu știe, da, nu știe. Sau de el în general nu spune nici că el crede că asta e rușine și asta trebuie de făcut. Parcursul unui an. Propun ca să vorbim cu un număr de tineri, X, nu știu, 5, 10 tineri, să vedem părerea lor despre viață, despre multe alte aspecte și tot cu 10 sau 5 oameni vorbim după ce s-a făcut serviciul militar, să vedem ce s-a schimbat, diferența, nu pe ăștia să-i așteptăm un an de zile, dar să vedem cum văd ei lucrurile după un an de zile. Și prin asta să demonstrăm că armata îi schimbă, cum a spus Ghenade, îi inhibă, îi faci subordonați, îi faci mai mult să asculte decât să vorbească, să nu iasă din cuvânt și multe alte lucruri. Și poate prin asta să demonstrăm că Armata Națională, timp de o an de zile, influențează negativ tinerii. După câte știu eu din viața mea trăită, armata în genere n-a fost o instituție unde se duce binevol tânăr.
cadrele militare care vreau să devină ofițer, asta era altă problemă. Dar tinerii care trebuiau să fie înrolați, asta niciodată, după cât eu îmi dau seama, n-au fost cu trageri de inimă să se ducă. Păi, dar cu atât mai mult noi vorbim acum. Uitați-vă, dumneavoastră, ați vorbit atât de convingător că are loc o discriminare. Discriminare totală. Tânărul nu vrea să plece. El este forțat. Așa. Și dumneavoastră ați menționat aceea foarte corect, că momentele acestea, jumătate, cred că 90% nu vor să plece în armată, caută orice mijloc, de a se schiva. Eu, acum proaspăt, anii aceștia lucrez, am lucrat în școala profesională și au venit băieții la școala profesională, dau, se învețe prin contract, să plătească acolo contractul și așa în discuții cu dânsul, zic, bine, tu nici profesia tu nu ai mare dragoste de aici, ce te aduce aici? Dar păi vreau să scap de armată. Deci uitați-vă lucrurile acestea. Aceasta este o problemă, mă zic, discriminare. Ați vorbit atât de frumos, dumneavoastră aveți frați, uitați, aveți cunoscuți care... Ce se face în armată? Ați vorbit dumneavoastră, de ce se face în armată? Păi asta e o teroare. Eu știu cazuri concrete, când dumneavoastră ați vorbit de faptul că vine bolnav. Da, vine bolnav. Sau se duce în închisoare. Păi bine, cine vrea să aibă așa armată? Foarte frumos aici au sunat, uitați-vă, că armata de mercenari. Mercenarul, domnule, eu mă angajez, eu alt scop nu văd decât să mă vând statului. Statul mă înfrânează, îmi dă tot ce îmi trebuie și în caz dacă eu se întâmplă cu ceva, este recompensat. Costă, viața mea costă 25.000 de dolari, oricât acolo, statul plătește soții, dacă rămâne, sau părinților. Deci e unica salvare dacă statul vrea. Dar, doamne, bine, cui trebuie, domnule, ce fel de armată avem dacă ani, da, zile, un glonț, pentru un glonț nu este dotat. Sau dacă este dotat, banii aceștia sunt spalați. Sunt spalați, vă zic, ori ofițerii folosesc pe ostașii noștri și se duc, le construiesc, eu știu, da, mai... Îi folosesc, da, la lucrări măturate, ca sclav, domnule, la salpat, la gospodărie personală. Gospodărie, da. Păi, avem noi nevoie, de când în cazul Republicii noastre, de o republică atât de nenorocită, atât de furată, atât de pradată, de toată, și încă s-au mai găsit un mijloc, ca să armată încă să mai nenorocească. Asta e o nenorocire armată. Dumneavoastră ați spus aici ar fi bine ca să ne încădrăm în nemijlocit în rândurile armate, să spun ofițeri, spun... Eu cred că la dânsă ofițerii, ostașii trăiesc după anumite statute acolo, n-are dreptul să vorbească, domnule. Și deci noi la dânsă nu cred să căpătăm informații juste. Ei sunt intimidații, sunt speriații, sunt... Deci, da. Dar cred că Hyde Park-ul, eu țin mult la Hyde Park și eu cred că noi îmi găsim mijloace, într-adevăr, să găsim oamenii care se spună că armata nu. Se spune adevăr. Doar noi vorbim aici de cei care vreau să devină cadre, care acestea erau una. Da. Era și atunci o falsă state, la drept vorbind. Era vorba tot de propaganda statului, care încerca să-și facă o imagine plăcută, o instituție coercitivă de-a lui. Erau fără state, erau care aveau cadre pregătite și nu le era rușine de ăștia care nu pot să lege trei cuvinte între ele, cum sunt ofițerii noștri, de fapt, de multe ori. Statul totdeauna are...